Urmează să vă prezint o colecție de perle de la copii, de la școlari, în diferite lucrări de control sau la clasă. Ce sunt drogurile? Drogurile sunt niște plante pe care le usucă gangsterii și le iau ca pe niște medicamente care îi amortizează să nu-și mai recunoască faptele. Ce este răscoala? Răspunsul unei fetițe de 8 ani. Răscoala înseamnă când părinții noștri nu găsesc bani și atunci răscolesc ca să găsească. Prin toate sertarele. Ce este economia? Răspunsul unui copil de 7 ani. Economie înseamnă să nu mai cheltuim din salariu ca să-l punem la bancă. Cheltuim numai din ciubucul care ne-l dă șeful. Ce sunt amprentele? Amprentele e când punem mâna pe clanță și rămân degetele acolo și le găsește poliția. 8 ani. Copii, ce este tristețea? Tristețea înseamnă când un om vine la altul și bea mult. 7 ani. De ce se bat potcoave cailor? Calului îi se bat potcoave pentru că potcoavele sunt mai ușoare decât calul și ele merg mai repede decât calul. Alt copil. La cal se pune potcoave să nu cadă calul pe spate atunci când pune frână. Calul se înțepenește în potcoave. La cal se pune potcoave ca să tropăie pe stradă, că dacă nu tropăiește nu e cal. Ce este respectul? Respect înseamnă să te scoli și să stea babele pe scaun. Ce înseamnă cuvântul modern? Modern e când vezi ceva frumos și scump și n-ai bani. Copii, cum rezistă păsările călătoare să zboare zi și noapte mii de kilometri? Rândunicile când pleacă în țările calde, pe drum se așează pe aripa berzei și se odihnesc. Păsările când pleacă așa departe și iau mâncare la ele într-o sacoșe. Înainte de a zbura, mai stau o lună, două să se odihnească. Dulci, copii. Întrebare. Copii, dacă pământul se învârtește, cum de nu cădem de pe el? Nu se învârtește decât pământul, asfaltul nu se învârtește. Pământul este rotund, noi nu cădem de pe el pentru că străzile sunt drepte, ele nu sunt rotunde. Pământul are forma rotundă, noi nu cădem de pe el că noi nu mergem acolo unde se face el rotund. Copii, ce este Biblia? Biblia este o carte lăsată de Dumnezeu ca să se afle despre viitor și în ea scrie că vor fi două războaie mondiale și amândouă vor fi câștigate de către români și chiar așa s-a și întâmplat. Copii, cine știe ce este acela un secret? Secretul este atunci când nu trebuie să știe miliția. Secretul este un om care îi spune secretar de partid. Copii, știe cineva la ce folosește steagul? Steagul folosește ca atunci când veneau turcii peste noi, ei nu știau peste ce țară veneau și atunci noi le arătam steagul și după aceea ei știau. 7 ani. Copii, de ce ne spălăm cu săpun? Noi ne spălăm ca să dăm săpun în ochi la microbi. Copii, Copii, ce este injecția? Injecția folosește ca să moară microbii. Serul ăla are în el o trapă de microbi. Serul se duce la tot roiul de microbi. Ei zic că aia e carne și mănâncă și moare. Lichidul la injecție e otrăvicios, ca să-i omoare pe microbi. Altul. Îi bagă injecția la popou și la om și la microb și pe el îl omoară că e mai mic. Copii, cine este ministrul? Ministrul e un om care stă pe scaun și le spune la alții să facă cerere. Ministrul e un om care a învățat 10 clase și s-a dus la serviciu de miniștri. Ce sunt țăranii? Țăranii sunt oameni săraci care nu au ce să mănânce și vorbesc pe altă limbă, pe țărănește. Alt copil. Țăranii sunt aceia care se ocupă și cu agricultura. Altul. Țăranii sunt oameni care le-a dat cuza pământ. În al doilea război mondial ei mai voiau pământ, că s-a fărâmițat de la bombe. Alt copil. Țăranii sunt oameni de la țară care n-au iaurt. Care n-au iaurt și noi când mergem la țară le ducem iaurt, cașcaval și brânză. 7 ani îi mănânci. Țărani înseamnă un om care vrea să facă buletin în București. Ce sunt vecinii? Vecinii sunt niște oameni care stau la un loc și când nu au mălai, ei se împrumută. Alt copil. Vecinii sunt niște oameni care tatăl meu și mama mea se împrietenează ca să-i dea 100 de lei. Ce este acela un serviciu? Serviciu e un om care stă și semnează condica sau stă ca să bea o cafea. Copii, ce sunt microbii? Microbii sunt niște viermișori, stă la măsea, mănâncă, se satură și pe urmă iese afară, se așează pe trotuar și când trec oameni, le intră lor în gură. Microbii sunt niște gândecei mici de tot. Ei sunt ascunși pe la aprozar. Ei vede că ai cumpărat cartofi, sare pe cartofi și dacă nu-l speli pe cartof, tu mori. Alt copil. Microbii intră înăuntru la om și acolo lasă fel de fel de murdării, că ei sunt murdari pe picioare și îl îmbolnăvesc pe om. Altă întrebare. Cum luminează licuricii? Licuricii au un pic de păr și gaz și piticii îi dau foc și se aprinde. Licuricii sunt mici, au o lampă și vin la oameni care visează și se uită la ei cu lampa ca să vadă ce visează. De ce au cruce pe spate unii păianjeni? Unii păianjeni au cruce că ei sunt popa la păianjeni. Copii, de ce își fac oamenii cadouri, daruri? Oamenii își fac cadouri ca să nu fie nesimțiți. Copii, de ce găina nu zboară pe sus ca celelalte păsări? Găina nu zboară pe sus ca celelalte păsări pentru că e frică să nu scape oul când îi vine să-l facă. Copii, voi știți că unii oameni donează sânge. De ce? De ce donează unii oameni sânge? Oamenii care au calorii grase, probabil că ăștia sunt oameni grași. Donează sânge la ăia care le curge sânge din nas. Ah, dulce de tot. De unde tot zboară avioanele, unde se tot duc toată ziua și toată noaptea? Ce știți voi despre avioane, copii? Avioanele merg în Germania la munte, la mare și la breaza. Copii, la ce folosesc sprâncenele? Gen sprâncenele. Sprâncenele folosesc ca să țină fruntea sus, să nu-i vină fruntea pe ochi. Copii, dacă bretelele țin pantalonii, ce ține cravata? Cravata e făcută să se spânzure unii bărbați și să le ia alții gagicile lor. E bună, asta a fost bună. Bun. De ce există ceasuri cu cuc și nu cu cocoș? Din moment ce cocoșul e cunoscut că ne trezește dimineața. Ceasurile sunt cu cuc și nu cu cocoș, deoarece cucul a fost prima pasăre sculătoare. 11 ani. Altul. Mult mai ușor învață un mecanism cu rost din țate să zică cucu decât cucurigu. Meșterul care a băgat prima dată cucul în ceas s-a gândit că nu poate să strâmteze dita mai cocoșul și să-l bage acolo și de atunci ceasul a rămas așa, cu cuc și nu cu cocoș. De unde vine obiceiul, copii, să punem... Nu. De unde vine obiceiul să spunem că trebuie udată încălțămintea sau haina nouă? Obiceiul că trebuie udată haina sau încălțămintea nouă vine de la prietenia omului cu băutura. Bun. Un copil întreabă: chiar nu se poate învăța fără note la școală? Altul îi răspunde: profesorii nu renunță la note în școală pentru că s-ar lipsi de plăcerea pe care o au când unii elevii imploră să nu-i lase corigenți. Și gata, gata cu copiii.